Catedrala Sfântului Ioan din Valeta, Malta, este considerată de arhitecți una dintre cele mai frumoase și importante construcții în stil baroc de pe bătrânul continent. Joan de la Casier, marele maestru al Maltei, devenea cititorul acestui locaș de cult în anul 1573. Construcția a servit ca loc de rugăciune și pelerinaj pentru ioaniți, cavalerii Ordinului Sfântului Ioan din Ierusalim. Aceștia s-au retras în Malta în 1530, după ce au fost nevoiți să părăsească insula Rodos, din cauza invaziei turcești din anul 1522. Din Malta, cavalerii au continuat să lupte împotriva turcilor și mai ales a piraților veniți din nodul Africii pe Marea Mediterană. Nemulțumit de repoziționarea creștinilor în apropierea sa, sultanul Suleiman Magnificul trimite aproximativ 40.000 de soldați să asedieze Malta. Însă, armata sa impresionantă n-a putut face față celor 6.000 de locani și 500 de cavaleri. Astfel că micuța insulă rezistă în fața islamizării forțate. Victorioși, cavalerii reîncep consolidarea zonei, făcând din Malta unul dintre cele mai bine păzite și fortificate state europene ale acelor vremuri. Revenind la catedrala interiorului, acesta este extrem de bogată, ornat cu picturi și sculpturi din viața lui Ioan Botezătorul. Cel mai important lucru le reprezintă podeaua de marmură, care este compusă din aproape 400 de pietre funerare ale cavalerului căzut la datorie. Fiecare piatră funerară este acoperită de o placă de marmură personalizată cu datele respectivului cavaler. Fiecare este decorată cu blazonul și epitaful defunctului. Cea mai veche piatră funerară datează din anul 1606. Soldații au continuat să fie îngropați în catedrală până în secolul al XIX-lea. Cavalerii care au murit în timpul marelui asediu din 1565 au fost îngropați inițial în nordul statului Angelo, dar mai târziu osemintele lor au fost aduse aici. Astăzi, catedrala este una dintre cele mai populare atracții turistice din Malta. Zilnic sute de vizitori trec pragul. Exteriorul sever al catedralei, construit imediat după încheierea marelui asediu din 1565, amintește un fort militar. Cele trei ceasuri aflate pe fațadă arată ora, ziua săptămânii și data. Astăzi, catedrala este una dintre cele mai populare atracții turistice din Malta. Monumentul se află inclus în inventarul național al proprietăților culturale din insulele malteze. În contrast total cu exteriorul, interiorul catedralei are pereții din piatră sculptată, iar pe tavanul pictat și în altarele laterale sunt redate scene din viața lui Ioan Botezătorul. Pentru că nicio fotografie nu poate transmite ceea ce simți când pășești în interiorul atât de bogat în decorațiuni. În catedrală, Sfântul Ioan e sentimentul că ești copleșit de toată bogăția și simbolurile religioase. Măestrie până în cel mai mic detaliu.
singura pictură cu semnătura lui Caravaggio. Catedrala găzduiește una dintre cele mai impresionante și celebre lucrări de artă din Europa. Pictorul italian Michelangelo Caravaggio a pictat decapitarea Sfântului Ioan Botezător în timpul șederii sale în Malta în 1608. Este singura pictură care poartă semnătura artistului.